scriere că în stânga, da? Da, văd. Stânga, aici. Păi nu, că nu văd dacă e scriere sau nu. Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou clip. Astăzi facem un mega, cât de mega se poate, unboxing. Sunt aici cu Andra, cu fina mea. Și m-am gândit să filmăm amândouă pentru că, ce credeți, amândouă ne-am făcut cumpărături. Bine, ea mai mult pentru accesorii, chestii de femeie. Eu mai mult pentru sufletul meu. Da, pentru sufletul meu. Și eu pentru sufletul bebelușii. Ce să fac? Cred că am comandat peste, dacă le-am numărat, 33 de bentițe. Așa arată pachetul nostru, nu ne-am putut abține aseară, l-am deschis, doar ne-am uitat. Da, să vedem dacă e tot. Da, mereu zic că zicem asta, nu? Le-am verificat, sunt toate. Inițial când venise așa un pic mai, da, chitit, sugrumat, și am și zis, cred că ne luară în țeapă, fii atent aici. Am mai așteptat și 2 săptămâni. Haideți să începem clipul acesta, dacă vă plac unboxing-urile... Dacă vă plac unboxing-urile de pe Sinsei, stai că e a treia oră când și aici. Da. Nu uitați să dați un like, să vă abonați canalului și ne găsiți și pe mine și pe Andra și pe toată lumea, pe Instagram și pe Facebook. Eu încep, da. Bine, hai să încep. Facem așa ca la casă, după, să le numărăm. Le scăsesc pe preferatele mele. Păi ziceam anterior că ea și-a comandat chestii de om normal, dar eu nu. Așa că mi-am comandat bentițe. Foarte multe bentițe pentru bebelina noastră. Primul set este acesta și are 5. Păi să știi că are 6. 6? Așa văd. Ia să vedem. Ia să le scoatem, să le vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Una plus! Da, a fost cadou. Da. 6 bentițe. O să vi le arăt așa din mână un pic cât se poate, pentru că apoi o să... Opa! Fail! O să fac un close-up la fiecare. Ele, nu știu dacă sunt... Adică sunt pe mări, mi se pare că... Sunt pe centimetri. Da, pe circumferința căpuțului, da. Dar au un material super elastic, ca de ciorap. De fapt... O să vedeți oricum în imaginile de pe close-up. E un fel de ciorăpel. Pe asta și murdări aici. E un fel de ciorăpel și mi se par adorabile. Cred că o să oricum o... Asta îmi place foarte tare. Asta, somonul ăsta. Somonul ăsta și roz. Da, dar mie îmi place și roșu. Da, roșu. Asta o să meargă de Crăciun. Bine, nu știu dacă o să aibă capul atâta de Crăciun. Să sperăm că nu. Dacă nu o are, da, uite, ce pune maică sa. Oh, uite cât de drăguțe văd! Vai, dar nu, pe partea... Vai de mine! Mama, ia să te văd. Tu dacă ți-o pui așa, tu zici că ești albă ca zăpada. Zău de nu. Ia uite. Uite cât de drăguț! Păi data viitoare ne vedem și noi de Crăciun să avem amândouă. Deci ăsta a fost primul set. O să vă las și o poză cu... Da, sunt superbe. Cu prețurile și cum arată ele de fapt pe site și cum arată realitate. Îmi plac enorm și gata, o să le murdăresc dacă o să le tot plimb prin toate mâinile posibile. Haide, tu urmezi acum. Ia să vedem ce extragi. Aia, cine arată de care ne plac foarte mare. Deci eu sper că, nu știu dacă o să fac ceva la montaj astfel încât să nu fie bentiță după bentiță. Mama, astea sunt superbe. Da. Uite, ține tu, aia e pe frata ta, nu? Da. Da. Astea sunt 3 la număr. Iar la fel o să aveți pozele pe ecran, poți să desfaci dacă vrei. Da, da. Este pisica la litieră, stați un pic. Da, să știi că mie îmi place și asta gri. E drăguțită. Și asta roz. Ia să o desfaci. Tu desfă-o pe aia, da. Încum să vină bentiță după bentiță. Uite, tot material din ăsta de ciorăpel. Mama, asta se potrivește la orice căpuț. Cred că eu pun pisicului până la următoare. Ia să vedem. Oh, ce drăguță este! Da! Doamne, deci vezi culoarea asta maxim. Vezi, poți să o porți tu dacă vrei. Da? Da, în case cred dacă vă. Dar după aceea trebuie să scoți fetița cu dimensiunea capului care se formează după fetița, așa că ne mai gândim. O păstrează când e mai mare. Da. E culoarea asta lină. E drăguță rău, da. Așa? Îmi place mult de tot. Asta nu mai știu cât a costat. 3? Da. Cred că 3 dolari. Oricum, o să pun eu. Sau iubitul meu, cine editează. Pe ecran toate pozele. Mie oricum mi se pare că seamănă cu chestiile care sunt online și sunt și realitate. Da?
Ce? Seamănă cu chestiile de prin mall foarte da. Tare. Și nu mai spunem la preț, că chiar mergeam cu mami acum, ți-am și zis asta, da. Vreo 2-3 săptămâni la un magazin din ăsta de bebeluși și vine să mă uit în ecranul de sus și trebuie să mă uit aici. La un magazin de bebeluși și nu e o ventiță decât 75 de lei. De cât? De cât? Da, o nișă toată. Eu am dat pe toate astea 100 de lei, nu? Cred că da. Parcă 100, da. Nu, tu haide tu, ia tu. Și tu ceva pentru tine. Tu. Bine, hai. Uite, o să iau eu ceva pentru tine și o desfaci tu ca să fie și pentru tine, să apăși. Pentru... Ia să vedem. Opa. Te speriași? Dragule, nu știu ce se întâmplă. Mami. Ce drăguț e și asta. Da, asta îmi place mult. Este fix ce... Mai eu te rog. Îți bași capul în pungă. Te rog, dragule, du-te jos. Asta este bentițuca. Arată s-o... foarte drăguț. Poți să o pui tu. Să o pui și tu. Este mai bine. Ia să... Știu că sunt ca de locul ăsta. Da. Mamă, îmi place mult. Mm-hmm. E foarte drăguț. Merge la chestii care sunt gen crem, beige. Da, tu îți dai seama. Foarte. Foarte drăguță și asta. Îmi place. Asta nu am știut. A fost și asta destul de ieftină. Cred că... Adică mult mai ieftină în comparație cu ceva ce iei din mall. Păi dacă te duci, cred că la Melimelo sau la tine astea de accesorii, sub 45 de lei nu te sare. Da, deci se aude un fâșit în continuu de la pisica asta care își bagă capul peste tot. Măi! Bine, are cartonul ăsta aici, dar da, știi că ziceam că o ți-o pui pe cap și... Păi dacă stă puțin... Ia, o să pun și eu? Da. Ia să vedem. Da, a, eu zici... Chiar astăzi îl întrebasem pe iubitul meu dacă în copilărie, te rog, acum încep să-mi iei unul. Dacă vreodată a făcut păduc și a zis că nu, nici eu n-am făcut. Cum nu? Nu, ce te-ai făcut? Copilăria ți-a avut, da. Păi eu n-am făcut. De două ori sau de trei ori. Stai tu la zero? Ei, pe naiba, nu, aveam părul până la fund. Mamă, și cum ai scăpat de ei? Dar întrebai ce senzație? Asta m-am noapte întreagă și m-a țăsălat. Cu pieptene din ăla? Da! Eu îl întrebasem și ce senzație și zice, e ca și cum ai avea furnici prin cap. Nu, și te gâdile? A avut mai mult, înseamnă. Păi nu că n-a avut, ci că nu. Ci că prietenii nu i-au avut. O să facem aici mare... Ce credeți? Bentițe! Ia care e probabilitatea? Mamă, ce îmi plac. Arată extrem de drăguț. Îmi plac foarte mult. Ia să vedem. Ia zic care e preferata ta. Uite asta. Asta, somonul ăsta. Da. Tu trebuie să mănânci somon, că prea te vorbește. Bine, mănânc destul somon. Da. Cred că din cauza asta. Păi da. Dar uite, vezi, dacă n-ai ști ce e, ai zice că e elastic, elastic de păr. Elastic de păr, da. Cam asta. Dar deși cred că ai putea să-l folosești și pe post de elastic de da, păr. Da, și după aia căpățâna o să fie atâta. Păi nu. A, la fetiță? Mai crește, da. Ah. Când nu-i mai are loc capul în bentiță, poți să-l pui elastic de păr. Există posibilitatea să nu mai ai pe loc. Vai, deci îmi place super mult. Doamne, ce drăguță este. Dar cred că și mie mi-a... Pe... Uite și tu! Ia vreau să văd pe... Uite pe părul tău, ce fain se vede, vezi? Da. Tu ești brunetă. Da, oricum nu mă pun acolo. Ce? Nu mă pun da, acolo. Da, îmi dau seama. Nu vezi, nu? Nici eu, păi de-aia m-am propriu. Costat, cred că... Da, nu mai știu. La câte am luat, nu mai știu. Dar o să aveți prețurile pe ecran, vă ziceam. Îmi place foarte mult, materialul e foarte ok, oricum, identice, deci efectiv identice am găsit în Craiova cu 40 de lei. Una. Tot da. Cu ciorap de ăsta? Tot una? Cu ciorap din ăsta, efectiv. Dar e super puțin ciorap. Că ai un ciorap și lipești da. O fundiță, faci da. Într-un tricou o fundiță exact. Și o lipești de el deci și de 40 de lei? Da, exact, deci efectiv din ăsta de ciorapel. Tot eu. Tot bentiția. Poate trag tot bentiția. Ce credeți? Nu pot să cred așa ceva. Următorul set ce de bentițe. Nu pot să cred așa ceva. Așteptam. Iar am comandat bentițe. Nu, că data viitoare spuneam aseară că așa în fiecare lună o să facem mică comandă. Da, mică. 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 Cât asta? O punguță din asta, așa să zicem, când o vedem, vai, cred că ne luăm niște. Asta vine și la chestii mai mari. Da? Bine, o să încercăm. Acum de data asta vreau și eu să-mi iau accesorii, că mi-au plăcut. Da, foarte drăguț. Tot același sistem de prindere, de așezare. Super foarte ingenios. Da, și cred că și foarte ieftin în producție. Îți dai, dai seama dintr-un dres câte bentițe faci? Și efectiv asta e o bucățică de material.
se prinde aici foarte simplu și e îmi place că o să se potrivească destul de mult timp. Oare focalizează? Da, cred că da, nu? Cred că da. Eu nu prea văd. îmi place că o să-i se potrivească și acum când e bebelușă mai mică și când e bebelușă mai mare. Așa. Ce mare e? Poftim! Tu! Tu! Faci unboxing. Nu știu de ce nouă nu ne-au venit produsele în... În punguțe de rea reutilizat. Da. Da. Mie mi-au venit la trecută, când am comandat. Oare de ce nu? Să vedem cu tot. N-are nimic în interior, nu? Nu. Are un mini compartiment. Ba da, prin chestia asta se bagă. Nu știu. Cred că îi faci așa. O dată da, pe aici. Și o dată pe aici și după le legi în capăt. Wow! Așa, hai. Ia, stai, poți? Da, să tu. Și acum cred că îi dai așa, știi, ca să nu se vadă. Da, păi legem așa prin interior chestia. Până mâine stăteam. Asta. Așa. Arată foarte cute. Da, și chestia asta trebuie băgată înfășurată, știi, de jur împrejur chestia mare. Deci eșarfa asta este foarte drăguță. Trebuie să o înfășor pe partea asta, știi? Nu. Pe tot mânerul de sus. Nu știu. Ce? Ba, da, uite, așa eram prezentat. A, eșarfa? Eșarfa era înfășurată pe toată chestiunea asta de aici, de sus. A, și o făceai așa? Uite, așa o faci, fii atentă. Asta așa. Îmi place. Mi-a plăcut maxim contrastul. Îmi place mult. Mhm. Și uite, are și un mini compart. Ce apoi? Acum, cum? Nu mai are compartimentul în cutul. Da, bine, aici, de exemplu, ia de telefonul, ia să te mâncate. Că tu ai dita mai babanul de telefon. Încape. La fix. Încape, uite. Super drăguț. Încape. Da, portofelul meu oricum e mic. Încape la fix. Fix. Îmi place asta. Și cheia de la mașină. Perfect. Ce notă îi dai? 15 lei. 10. 10? Bine, nu 10. Hai, îi dăm un 9 pentru că e... Turtită. Turtită. Nu neapărat turtită, dar știi? E din material moale aici, în partea asta. Da, dar oricum, la 15 lei... Nu te aștept să găsești așa. Da. Nu te aștept să găsești oricum material. Wow! Cred că arată mai rău la 15 lei. Da, cred că oricum nici la Pepco nu găsești la 15 lei gentuță din asta, 100%. Da, au gentuțe la Pepco? Nu știu, de ce am dat cau. În caz că oricum așa mici nu prea am văzut. Dar acum se poartă. Da. Am văzut că e moda asta cu ele. Îmi place să dăm mult pe ceva și se poartă doar acum. Da, exact. De ce să dau mult pe bentițe când ne poartă până crește capul? Nu pot să cred! Tot bentițe! Incredibil! Un alt set de bentițe de data aceasta de tot apar. Da, în cele trei culori magnifice. Cred că microfonul ăsta va acapara toate sunetele posibile și când o să editez, iubitul meu o să dă de la pungi. Astea îmi plac foarte mult. Ia să merge de Crăciun. Care? Cea verde. E verde? E verde, uite. Nu o vezi? Nu te cred că e verde. E verde. E neagră. E verde. Zău tu. Pe bune. Uite, cealaltă e neagră, vezi? Da, frate, e verde. Verde. Eu o văzusem neagră. Voi ce culoare vedeți aici? Ia să vedem. În afară de firul ăsta de păr care zboară pe aici. Verde sau? Nu. Pe cameră se vede negru, dar așa e verde. Da, nu, nu, e verde. E verde din ăla de Crăciun. Da, asta zic. Mamă, ce drăguțe sunt! Tot la fel, un set de 3. Ăsta cred că a fost 1 euro, dacă nu mă înșel. 1 euro sau 1,50 euro? Nu mai știu. Oricum, prețurile foarte mici, dacă aveți bebeluși sau nu neapărat, vedeți. Cine are, cine nu are. Bebeluș mai mare. Da, un bebeluș mai mare. Puteți să vă luați chestii de acolo. Chiar ne-au ajuns într-o stare foarte, foarte bună și... Și repede. Da. 2 săptămâni. În cap, cred că. Într-o duminică, parcă am dat da, comandă. Și a ajuns vineri. Deci... Aproape două zile. Două fără două zile. Da. Da. Bomba. Oare ce să fie? Totul e o bentiță? Ia. Pentru tine. Asta e pentru bebelușul mare. Da. Asta e pentru baby monitorul tău, știi? Celelalte în care mi-au venit data trecută erau așa, dar aici aveau fermura din ăla, chestia de ziploc din ăla, da, da, nu? Da, chestia da, chestia de aia. Ăla e bun când mergi în concedii, când te duci cu costumul de baie ud și bași costumul de baie da, acolo. Da, păi pentru asta ne-am păstrat și eu și la costumul de baie mi-au venit, la niște cămăși. Dar știi ce mă gândeam? Că poate dacă data viitoare ne comandăm haine, cred că doar la haine vin în alea. Și papucii vin tot în alea. Haine și papucii atunci. Dar la ce se vine? La bentițele mele nu cred că... Da, asta așa e. Ce-or fi zis? Doamne, cât ești comandă fata asta, păi ne lasă fără... Câți căpunci! Da! Ca bentițele, îmi place foarte mult. Oricum, genul ăsta de husă, când am fost în mall ultima oară, m-am uitat la
insulele. Insulițelele. Alea. Da, era 60 de lei o pusă dintr-un silicon din ăsta. Bine, cu un alt model. Da, știu. Dar 60 de lei? Da. Și e prost. Tu ai dat un euro. 60 de lei. Ba, cred că chiar mai puțin. 0,80. A, dacă mi-ai zis aseară. Da. Ai avut reducerea. Da. Da. Deci... Puse și un euro, dar știi că am avut discountul ăla de 15%. Da, 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 da. Să în momentul în care vă faceți cont sau vă faceți prima comandă, o să aveți un cod de reducere acolo. De fapt, sunt mai multe și înțelegi. Și la prima comandă, după un anumit timp, adică puneți da? Random codul. Wow. Păi făceam pe numele fiecărui vecin de aici, îți dai seama, ca să luăm și noi codul ăla da. De... Îmi place, super mult. Ești foarte drăguță. Ce mai bună calitate decât alea de pe AliExpress. Da, oricum acum lumea nu prea mai comandă de pe AliExpress, dar și asta este drăguță. Da, dar este mai calitativă asta. Că mi-e frică. Mi-e frică că e prea mare telefonul. Îmi place. Da, super. Vă, care vă place mai mult? Păi stai că mai e una. Plac amândouă. A, da, stai că mai e una. Dar eu nu-mi dau seama dacă focalizează. Acum focalizează. Cred că focalizează. Mi-e îmi place. Bine, asta cred că o să ți se murdărească un pic repede. Aha, clar. Dar n-are nimic. Ia să vedem. Da, ne comandăm alta la 1 euro o lună dacă o porți. Nu vine să cred așa ceva. Niște bentițe. Wow. Ia să le vedem. Aia muștar e superbă. Da, zice că e 70% bumbac și 30% spandex. Asta știu. Da, asta muștar e bombă. Asta îi place cel mai mult și da. Cred că și mie îmi place cel mai mult. Și mai este pe roșu. Și negru. Așa. Negru, da? Da, negru cred că acolo. Ăsta e sigur negru. Da, e negru. Hai să deschidem pe asta muștărel. Îmi place. Face cum se simte. Da. E din același material ca ciorăpei. Fix ca ciorăpei. Da, exact. Bumbăcel și cu spandex. Mm-hmm. Dacă mă chinui, mă pot să o pun. Aia, pot să-mi pun și eu pe cap. Da. Dar de, uite, spre deosebire de celălalt, te-ai fi surprinsă. Vezi, nu intră pentru că... Vai, ce frumos stă cu muștărel. Mi se sortează? Da, nu prea. Cu griu te-a sortat. Mamă, uite cât e de cute! Doamne, abia aștept să-i fac căpuțul. Deci când după ce o să o nască, să-i zic, doamnă, să-i puneți repede o bentiță acolo. Să fie drăguț, o foc. Îmi place foarte mult. Te duci cu coșulețul, doamnă, alegeți-vă. De da, știi cum e tava aia de vârșitor la un an. Da. Știi, îi spui, ei, eu la un an o să-i pun bentiță. Ia zi, mami. Pe care o vrei, pe asta, pe asta, pe asta. Îmi place. Sunt foarte frumoase. Foarte drăguțe. Asta e un pic mai mare, cred că pentru... Dar cred că e pentru în jur de un an, așa. Așa cam așa. Căpățâna. Da, deci la anul o să fie toamna. Exact, culori tomatice, uite, roșu ăla. Da, e bombă. Că e mai mult un bordeaux, cred, nu? Cred că da, că roșu ăla, uite-l cum e. Nu e roșu, roșu. E fix roșu de toamnă. Da. Deci... Și muștarul merge foarte bine, toamnă. Cu micii. Aș mânca niște mici. Știi care merge. Da, merge. Da. Hai să-i desfacem. Da, hai să-i desfacem. Niște cerceluși. Data viitoare, la următoarea comandă, o să-mi pun și eu cerceli. Pentru că arată bestial. Deci, sincer, pe cuvânt, pentru că... Așa a fost cât au fost. 2 euro. 2 euro. Da. Deci mi se pare genial. Adică, mai da 10 lei. Are aici o chestie de lipici, dar o tragem puțin. Arată bestial. Și în urechile tale... Jesus, pe brunetul ăsta arată bestial. Uite, vezi cum cât de bine arată la tine și cât de fără efect arată la mine. Da, nu arată fără efect, dar nu e contrastul atât de mare. Nu e deloc, practic. Da. La tine se vede mult mai bine. Adică și la tine arată bine, dar nu e cu contrastul gen. Dar scam greu, ui. Îți cade lobul urechii. Da, îți cade lobul urechii. Nu are nimic, măcar arată bine. Îmi place, mult de tot îmi place. Sunt foarte drăguțe și îmi plac maxim. Da. Își merită banii din plin. Și ideea e că ăștia gen nici nu prea cred că îi găsești în oraș ieftin. A, la Zara cu 100 de lei. Da, da. Dar oare oxidează? Să negri? Crezi că îi porți atât de mult încât să aibă timp să oxideze? Nu cred, da. Păi îi porți la petrecere, la ceva, adică. Da, îmi plac. Și mi-mi plac foarte tare ăștia. Ce note le dai? Nici nu știu. Uite, de exemplu, știi ce cred eu că va fi un pic inconfortabil? Asta, lungimea bățului ăsta mi se pare un pic amică. Da, păi nu, cam cheițe normale. A, un cheițe normale. A, ok. Și atunci și merg bine. Da, îmi place. Cred că... Nici nu știu, un nou... M-aș putea să fie puțin mai mari. Mai mari de atât? Da. Asta mi-ai zis și aseară. Sunt mici! Mici? Da! Îmi pun mai mari. Ia.
Serios. Mai de mai. În poză păreau mai mari. Sunt cât un deget. În poză păreau mai mari. Bine, aproape. Nu, mie mi se par super frumoși. Da, da, vii toate la măsurători, știi? Vezi că ți-au fost ăștia. Degeaba, nu? Da. Ia să vedem. Hai totuși să mai tragem ceva pentru domnița mea. Vai, deci eu am uit. Aseară când i-am văzut ăștia, nu i-ați văzut că sunt deschiși, pentru că nu i-am deschis. Ba, dar i-am deschis aseară, că nu mi-am putut abține. Sunt niște ciorăpei din aia pentru... Eu o văd cu o salopețică din aia așa creață aici, știi? Da, în talie. Da, da. Și cu breteluțe și cu bolașe de aia. Exact, de care ziceai tu. Da. Doamne, cât sunt de drăguți. Sunt superbi. Da, și cred că merg și la primăvară, merg și spre toamnă. Dar crezi că mai vin spre toamnă? Zici tu? La atâta piciorul? Că dacă mă chinui, cred că e 34. A, la asta nu m-am gândit. Foarte simpatici sunt și ăștia iar la fel, foarte simpli. Au o fundiță din asta lipită aici. Pam, pam, repede. Îmi place și materialul, e din ăsta așa croșetat. Zici că-s ciorăpei, nu mai. Exact, pe care aveam noi când eram mici, știi? Doamne, sunt super drăguți. Nu cred că trebuie să... Mama! Cap sec. Iese pe naiba. O să iasă. Ce făcui, mă? De drag să-i pup. Cum veni? Exact, uite, uite, altă bentuță. Asta îmi place mai mult. Bebe mare. Asta îmi place mai mult. Mama, asta e superbă. Știi unde am văzut din asta? La... La Reserve am văzut eu într-un timp. Da? Nu, da. Eu am văzut la... Cum îi zice fel asta? Nu știu cum. Orsay? Da, dar cred că Orsay. Nu am văzut acolo. Vai, deci asta este... Este super drăguță asta. Da. Asta e, știi, cadână next level. Aia era mai cadână la un budget, așa, da, știi? Da, da, asta, deci, asta este mai... superbisimă. Este foarte drăguță asta. Perluțele astea, să știi că sunt super bine prinse aici. Da, văd, că nu, nu platină, sunt lipite. Nu sunt, cred că sunt cu sute. Deci cu capsulele. Vezi? Ah, sunt deci capsa cad în un speaker. Ia să vedem și pe aici. Ah, deci o cordeluță neagră. Ah, da, uite, uite, uite. Vezi, sunt capsate. Da, da, da. Uite, spun... Este foarte drăguță și asta. Da. Zici, credeam eu, de fapt, că sunt... Lipite, dar nu, sunt cu sunt. Da. Și sunt capsate. Da, așa. Și sunt capsate. Arată foarte drăguț. Ce notă îi dai? La asta 10. 10, nu? Da, da, și mie mi se pare. Și materialul mai bun pe interior, da, decât cealaltă. Și spre deosebire, uite... Spre deosebire de asta, care e un pic... un pic leșinată, asta aici. Asta e. Asta e material tare. Da. Bine, acum na, depinde, cred că și de noroc. Vedem pe cameră când la edit. Da, de material. Da. Iuhuu! Ăsta e cel mai mare set pe care l-am cumpărat. Ia să vedem. Parcă le-am și numărat 12, nu? Sau 10? 12. Mamă. Deci aici sunt cele... Design with love, made with fashion. Deci arată într-un mare fel. Lasă-mă, vine-mi eu acum. Nici nu mă pot hotărâi. Care îți place cel mai mult aici? Depinde de ocazie. Dintre îmi place și asta cu papionul, dar cred că asta e preferata mea. Alta care? Asta. Asta, deci la fix. Asta cu blug. Asta cu blug îmi place mie și asta e... Asta, da. Foarte tare. Asta e de cap încoa. Ia să vedem, gata? Asta tip papion. Asta e foarte drăguță. Da, e foarte drăguță. Pe asta poți să o pun și la gât. Da, îmi place. Adică asta cred că ar merge foarte bine, tot cu o salopețică din aia de care zisei și înainte, dar albă. Sau un bej. Da. Da, am ceva care cred că s-ar potrivi. Da. Nu, cred că o să fac niște outfit-uri pentru ea. Da. Că nu mă pot hotărâ. Băi, sunt superbe. Zice că sunt handmade. Cred și eu dacă sunt făcute din cioropel. Foarte mult. Cel mai și cel mai mult care nu-mi place și cred că nu o să o poarte vreodată este... Nu mai vrea. Arată ca o oață. Ia, dă-te spre mine. Asta este cea care nu-mi place. Asta nu. E o oață și un șnur. Da. Și îmi place și asta. Revelion. Da. Da. Dar oare cum le nu m-am gândit? Nu știu. Da, uite, pe asta o să-i dau la Revelion. Și o să îmbrac în ceva roz sau negru. Negru, nu-i așa? Și cu accent aici, super! Asta a fost 5,25€, știu că m-am uitat aseară și clar își merită banii, la 12 bentițe, pă, ho, ho! 20 lei. Da. Bă, uite, asta parcă e făcută de mamaie. Mhm. Vezi?
foarte drăguță. Tot. Ia să vedem. Tot husică. Asta e foarte frumoasă. Să păstrezi frungile astea, poate poți să spui ceva în ele. Lănțișoare, să nu se încurce sau ceva. Asta e o altă poștă. Ia să vedem, vrea acum? Acum vrea. Asta mi se pare foarte drăguță și e și foarte bună calitate. Da, uite, pe lângă faptul că aici are plastic, aici are și da, silicon sau ceva mai tare. Nu știu, dar e ceva destul de tare și asta nu se... Nu se pliază ca... Da. Îmi place. Deloc nu se îndoaie. Adică, uite, vei foarte forță. E mult mai masivă. Dar da, ce scrie pe ea? Rose in the setting sun. Da, îmi place. Bine, oricum, cred că de când mai știu eu... Asta a fost 1,20 euro. 1,20 euro. 1,20 euro? Da. Scump, doamnă, scump. Data scump. Viitoare ne mai trebuie un cod de reducere. Deci eu de când mai știu, de când aveam eu iPhone, de... Nu știu, primul meu iPhone, cred că... Cred, nu sunt sigură. 50% din oameni își cumpără iPhone-ul pentru, pentru poze. Huse. Și cred că restul de 50% pentru huse. Pentru huse. Da. Sunt cele mai drăguțe huse posibile. La noi, la Samsung... Dacă vă arăt husa mea... Bine, la Samsung sunt și mult mai multe modele de telefoane, da, cam imposibil. Da, dar totuși, eu nu am văzut o cursă extrem de drăguță la Samsung față de iPhone. Da, da, da. Aici avem o bentiță, o bentiță, o eșarfă, care arată super drăguț. E genul la Versace, uite, iată, poți să desfaci. Hai, îți las plăcerea asta, că la câte bentițe desfăcui. Ți se lua gata. Da. De asta m-a făcut pentru jeans mai mult. Și cred că dacă o măsori și o scoți, cred că e cât cea de la gentuța roșie. Uite! Se poate, e foarte roșie. Și pe parte îmi place că e... satinată, da, și pe cealaltă e mată. Da, arată foarte drăguț. 100% poliester. Chiar arată... Arată foarte drăguț. Foarte drăguț. O să-mi comand și o data viitoare. Și merge la gentuță. Da, mai ales la gentuțele negre. Și cred că și la negru, și la roșu, și la auriu, și la albastru, și la... Și la mai multe. Adică e foarte... utilă. A, uite, că vreau să-ți arăt pe brunetul tău. Deci eu mor, cred că mă fac brunetă după ce nasc. Uite, nu și sugerez, tu, dacă uite și tu cum vin chestiile astea așa. Da, deci îmi plac maxim. Da. Și că se leagă gen pe după da, cap. Da, știu, știu. Asta merge și la gât. În stil parisien. Da, nu prea îmi place. Da, nici mie. Trei produse și ce credeți? Eu le-am terminat pe ale mele, acum rămân ale ei. Niște cerceluși. Poți să desfac? Da. Așa mi se pare că merg foarte bine cu cămăși albe. Da, și cu blugi. Da. Palângile! Vai, foarte drăguț și ăștia. Chiar arată, arată așa de, de Zara. Uh-huh. Vezi? Da. Ei sunt aurii. Roze. Roze, da? Da. Eu cred că ori am probleme cu ochii. Da, nu, nu, nu. Da, roze. Da. Sunt foarte drăguți. Ia să-i vedem nu pe părul tău. Sunt da. Foarte simpatici. Și ăștia cred că au fost iar la fel. Ăștia au fost 0,50. Foai de mine, deci trebuie sigur să-mi iau și eu. Sunt subțiri, adică nu sunt din cine știe ce material, nu sunt ca aia primii cu da, brizurile. Da, erau mult mai încărcați. Da. Dar, like. Îmi place. Ce notă le dai? Nu știu, dă-le tu notă asta. Eu le dau un 8. Să sperăm că doar după primele 2-3 purtări... O, stai, încade. Trebuie să le împingem. E cam... Da. Nu se oxidează. Asta e important. Nu se oxidează, atât mai am predicer și da? Rezistă bine, să știm. Da. Super. Ăsta-mi plac mult. Maxim. Ăsta-mi plac mult. Maxim. Maxim. Da. Și dacă îți pui și extensiile și îți faci o coadă, s-a încheiat. Pentru extensii, da. Da. Cred și eu. Asta e sistemul. Deci, practic, îți prinzi părul cu asta, cu elasticul normal. Normal și după aia te peste părul, nu? Fai peste părul. Uite, arată-le. Ia să vedem, că nu prea mă pricep. Uite, și asta îmi place. Asta. Da, și asta îmi place, nu știu, mi se pare. Și toate trei sunt frumoase. Eu spuneam că ăsta e preferatul meu. Mie asta îmi place maxim. Și pe ăsta îl dăm la căței. Da, îmi place. Sunt foarte frumoase. Da, cu mama tu îți dai seama. Bine, cred că e prea mult să pui și pe asta și o bentiță. Da, da, e prea mult. Ideea e prea mult. Că un singur elastic din ăsta, la Meli Melo, era 30 sau 35 de lei când am vrut eu să-mi iau. Ce s-au făcut? Ce s-au fost? 3 euro, nu? Nu! Nu? 2! Da? Nu le luam dacă erau 3 euro. Da. Deci dacă vreți accesorii de păr ieftine, chilipiruri. Da. Astea sunt comori. Și doar de păr, adică erau foarte multe chestii mișto. Dar știi că îmi pusesem și eu un colier cu V? Nu le mai pus.
pus. Nu l-am mai pus. Deci clar trebuie. Acum asta e, trebuie să dăm o altă comandă. Foarte mult îmi plac. Talenci. Deci astea sunt, ia la fel, o punguță de cerceluș, care arată foarte bine. Și cred că iar la fel au fost ăștia și un euro. Ăștia, da, au fost unul cap. Ăștia, sigur. Mamă, ce frumos sunt! Eu cerții ăștia mi-am cumpărat, pentru că mereu când era o petrecere ziua cuiva sau reunion sau ceva, aveam o singură pereche de cercei luată din Zara, cred, și dăduseam o căruță de bani pe ea și nici nu mai îmi plăcea și eram, frate, stai că trebuie să-mi iau altele. Și abia, adică parcă nu-mi venea, știi, să dau de la Zara 80 de lei pe pereche de tinichele astea. Și chiar sunt tinichele alea. Și ca ăștia, de fapt. Și astea la fel sunt. Nu că ăștia ar fi din Swarovski sau ceva, dar efectiv arată la fel. Și acum am ajuns să am o colecție de așa ceva. Pe bune. Cercei statement. Și nici măcar n-am ajuns la 80 de lei cu toate perechile pe care le-am cumpărat. Mamă, îți trebuie o cutie din aia de organizare de catifea să pară așa... Scump. Da, vară scump. Și ne le comandă de pe Shein. E 3 ți-ai luat, nu? 4? Asta, 3. 3. Da. Sinceră să fiu... Ia să vedem care mie asta îmi place. Da, asta, așa. După asta, asta și după asta, așa. Da, la fel, tot la fel. La tine care sunt preferatele tale dintre ele? Asta este locul întâi. Asta ca. Și îmi plăcea mai. Și cred, bine, asta zic că e preferata mea, că e la raport calitate-preț și număr, de fapt. Da. Și asta îmi place mult. Îmi place asta de bloc. Deci când și locul 3? Da. Astea îmi plac. Astea sunt pe locul 3. Arată extraordinar de bine. La mine astea ar și pe locul 3. Da? Și pe locul 3? Cea cu floricele din setul ăla. Asta? Asta, da. Da, asta îmi place și mie. Și îmi place, uite, și asta croșetată. Da, și asta e foarte drăguță. Asta cred că se accesorizează bine cu ciorăpeii. Da, cu ciorăpeii pătați de ruj, nu roșu acum. Acum trebuie să le cumpăr altceva, firar să fie. Dar o să... Da, e goală. Empty. Gata, nimic. Da. Lasă că aveam aseară impresia că o comandasem și o ventiță de Crăciun, dar nu. A fost doar o impresie. Da, a fost doar o impresie. Cam asta a fost haul-ul nostru de la Shein, Shein. Dacă v-a plăcut clipul acesta și dacă vreți să... Stați că îmi zgârțe stomacul de foame. Din nou, reluăm. Dacă v-a plăcut clipul acesta și vreți să mai facem unboxing-uri, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să activați clopoțelul și ne găsiți pe Facebook și pe Instagram și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Bye! Pa, pa!